Salutare tuturor și bine v-am găsit un episod de Clash Royale. Bine, data trecută aveam mult mai puține trofee, eram arena 5, acum sunt arena 6, am 1900 de trofee. Am primit meciul trecut un super magical chest pe care îl vom deschide episodul viitor. Dacă strângem mai multe like-uri, îl voi posta mai repede. Deci nu știu, dacă strângem 4000 de like-uri, voi posta episodul instant. Deci când strângem 4000 de like-uri, am postat și episodul. Deci așa că dați un share la acest episod și dați like ca să deschidem acest super magical chest, să vedem ce ne pică. Poate ne pică prima legendară. Ar fi super tare la quest aici, să vedem că avem ceva. Avem un free chest de la care nu prea avem nimic. Da, n-am niciun chest să deschidem, dar mi-am făcut un deck care zic că e destul de bun. Archers, Minion Horde, Prince, Skeleton Army, Witch, Spear Goblins, Arrows și Baby Dragon. Practic schema e următoarea, o să vă zic. De fapt nu, o să vă zic când începem meciul. Hai să începem meciul și după o să vă explic cum e schema mea. Schema mea din cap, gen. Cu care am câștigat destul de multe meciuri până acum, pot să spun. Dar m-am chinuit foarte mult să intru în arena 6, gen. Intram în arena 6, pierdeam 3 meciuri, mai câștigam încă 5 meciuri, iar pierdeam încă 3. Deci nu știu, era foarte, foarte aiurea. Bun, avem elixir full. Văd că nu vrea să pună nimic. Nici eu. De fapt, ar trebui să pun că n-am cartea pe care o vreau. Ok, o să punem un witch aici. Ok, bun. Pun și un baby dragon și acum aștept. Așteptăm, așteptăm, ar trebui să... Nu prea rezistă witch-ul ăsta, o să-i pun niște skeleton army. Da, prost am fost, nu trebuia să pun skeleton army-ul acolo. Da, a pus Goblin Hut, shit. Ok, nu mi-a ieșit schema momentan, o să o facem mai târziu. Minion Horde ca să luăm Baby Dragon-ul ăla instant. Bun. Și mai trebuie să dau încă o dată cycle ca să ajung la Minion Horde. Până atunci trebuie să aștept să-i se ducă lui ăsta Goblin Hut-ul, că mă enervează rău de tot, că și mi-a luat deja destul de mult pe degeaba. Bun. Hai să vedem dacă merge să ia witch-ul cu skeleton army, ceea ce ar trebui să meargă. Bun. Bun, l-am luat. Mi-a mai pus încă un Goblin Hut și asta mă enervează foarte tare, dar mai punem niște Spear Goblins și așteptăm. Ok, nu prea avem ce să facem decât să dăm niște arrows aici. Și acum doar să așteptăm. O să facem o schemă destul de riscantă, dar care o să merite, o să vă arăt. Punem Prince cu Minion Horde și o să ia tot turnul ăla. Și dacă nu pune nimic, iau și turnul mare. Ok, bun, mi-a luat turnul. Bun, nu prea e foarte bine, dar turnul ăsta deja l-am luat lejer. Bun, pun și un witch, chiar niște skeleton army, chiar dacă nu prea o să ajute. Mi-a pus și el, bun. Are avantaj că i-am luat mai mult și are și Goblin Hut în deck, ceea ce o să-mi fie destul de greu să câștig cu Goblin Hut-urile alea acolo. Dar facem ce putem. Ok, mai sunt 30 de secunde. Asta nu e deloc bine. Nu, n-am ce să fac. Are prea mulți d-ăștia, frate. Ok. YOLO. Ok, el acolo nu prea ajută cu absolut nimic pe el. Facem tot ce putem. Bun, mi-a pus... da. Shit, nu e bine, nu e bine. Ok. Trebuie să mai facem încă o dată schema asta. El pur și simplu îmi ia turnul, doar că are Goblin Hut-ul ăla acolo, atât. Are witch, shit. Mamă, ce fac? Nu, o să se termine egal. Că nu mai am ce să-i fac și nu vreau nici să las să mă bată. Deci o să-l lăsăm să fie egal. Da.
Asta e, s-a terminat egal primul meci, n-am pierdut, n-am câștigat, e ok. Bun, fraților, înainte să începem următorul meci, vreau să vă vorbesc de sponsorul acestui video, care este GamerCal, care este o aplicație disponibilă doar pe iOS, care te ajută să nu ratezi evenimentele din jocurile tale preferate, cum ar fi tot felul de meciuri sau reduceri sau oferte speciale sau tot ce aveți voi nevoie. Downloadați aplicația GamerCal, aveți un link în descriere și un link de la site să vedeți despre ce este vorba. Aplicația este gratuită și, na, mi se pare foarte tare că ai o aplicație care îți arată tot și nu trebuie să cauți tu pe site-uri și așa doar îți primești o notificare de aplicație că bă, vezi că ai un match sau bă, vezi că e reducere sau vezi că e ceva. Dar notați-vă aplicația, e foarte tare și să continuăm cu episodul. Bun, mi-au picat niște cărți, ok? Are level 8, ok, deci are cărțile mult mai upgradate ca mine, ceea ce nu e bine deloc. Absolut deloc. Dar ne descurcăm. De ce nu pune nimic? Ok. Bă, ăsta ce face? M-am enervat. Bun. Ăsta e AFK sau ce? Bă, ce dracu face ăsta, mă, pe bune? Da. Ia AFK. Mă rog, mie îmi convine pentru că iau trofeele și crownurile, deci mie îmi convine dacă a fost AFK. Ok, 30 de trofee în plus. Și ne apropiem cu pași repezi de Arena 7. De-abia aștept să intrăm și acolo. Episodul viitor sigur intrăm. O să joc eu off-camera ca să intrăm Arena 7, pentru că nu prea are rost, știi, să stau în arenele astea mici. Multă lume mi-a comentat, filmez cu un arene mici, știi? Așa că joc eu off-camera și filmez cu un episod cam din fiecare arenă sau ceva. Vedem. Ok. Bun. Baby Dragon care atacă pe partea asta. Mai pune ceva? Uite, eu să pun. Oh, ok. Eu o să trească să mă duc repede. Da, are cam aceeași chestie pe care o am și eu. Deja am luat turnul, bun. Toi, ce dă pe ca ăla, ești nebun. Suntem în avantaj, dar nu cu mult, mai ales că are level mai mare. Bun. Acum să vedem ce facem, dacă ne băgăm să atacăm turnul ăsta sau mergem direct pe turnul mare. Ar trebui să tragem de timp și după îi luăm turnul ăsta și ar fi mai ușor așa. Ok. Oh! Joci dur, ha? Bine, bro, te aștept. Hai cu balonul tău. Bine, bine balonul ăla. Bun. Nu. Trebuie să mai tragem un puțin de timp. E chiar în avantaj în momentul de față tipul. Ok. No! No! Nu e deloc bine! Bun, am două witch-uri. Mă rog, acum unu. Încerc să iau turnul, dar nu sunt sigur că o să reușesc. Îi pun ăsta. Și hai, prinț, repede. Și săgeți, că pune schelet în armii. Nu cred.
Nu pot să cred. Ok. A, bine, bine tu cu schema asta. Oh, shit. Oh, shit. Oh! Mamă, dar are Inferno Tower-ul ăla și... Ma, s-a terminat. Are Fireball, degeaba, nu mai... Nu mai ce se fac. O să dea... Da, vede, nu... Aiurea, am pierdut meciul ăsta, frate. Ok, haideți și în următorul meci. Să vedem care-i treaba pe aici. Wizardul ăla nu prea-mi place de acolo. Bine tu. Acum n-ar mai trebui să aibă elixir, deci nu prea are ce să-mi facă. Doar să-mi pună o din aia, că na. Haide, încă o dată. Așa. Ok. Mă enervează tipul ăsta. Trebuie să-i atac și turnul ăla. Ok, bun, deci vii tare pe mine pe partea asta. Ok, ok. I got you. Ți-am luat PK-ul. Suficient de bine pentru mine. Și tu nu o să-mi iei turnul ăsta. Bun. Tu nu-mi iei nimic, înțelegi? Te bat 2-0. Ah, muschetira aia. Nu, 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 așa. Bine, bine tu cu ăla. Degeaba că tu nu faci nimic cu el. Hai, pleacă dracu. Nu! Nu, 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 ajung, da, ajung prea târziu săgețile. Deci... Trebuia să se ducă pe turn. Dar baci 1-0, mie îmi convine. De fapt nu. Oh. Oh. E mai groasă decât credeam. Shit. Bătut. Ok, mi-am făcut cam tot birou praf, dar e ok. Ok, haideți să vă arăt. Deci ăsta era biroul meu și am aruncat cu asta pe aici și s-au dus vai. Deci da, am dărâmat vreo două pahare pline de creioane pe jos de la rage-ul meu, gen două pahare din astea așa. Și acum regret, sincer. Da.